Marea relaxare de mâine e așteptată cu sufletul la gură de toată lumea. Din centrul vechi al capitalei până la mare sau la munte, proprietarii de terase, restaurante, pensiuni și hoteluri se pregătesc să-și primească clienții dornici de distracție. Gabriela Mihai e la munte, ne spune mai multe despre această ridicare a restricțiilor anunțată ieri de președintele Klaus Iohannis. Gabi. Am găsit veștile bune pentru turiștii care intenționează să meargă la munte sau la mare, dar și pentru hotelieri. Vin de la 1 iunie, atunci când am văzut că, a spus președintele României Klaus Iohannis, va crește capacitatea de cazare, de asemenea va crește și capacitatea de servire în restaurante. Prin urmare, vor putea veni tot mai mulți turiști în aceste zone turistice. Important de menționat este că în situații în care vorbim despre tot personalul vaccinat, dar și despre toți clienții vaccinați, atunci există și această probabilitate să vorbim despre o capacitate de 100% în cadrul hotelurilor, pensiunilor sau a restaurantelor. Tot de la 1 iunie am văzut că pot fi organizate și petreceri, evenimente, nunți, botezuri, iar dacă vorbim despre petreceri care se țin în interior, atunci aici este vorba despre 50 de persoane care pot participa, iar în aer liber pot participa 70 de persoane. Mai spunea președintele României Klaus Iohannis că dacă totuși toate persoanele sunt vaccinate care participă la un eveniment, atunci acest număr poate fi depășit cel deja stabilit de autorități. Așadar, vestea este foarte bună, mai ales pentru hotelieri și mai ales dacă vorbim despre pensiuni, pentru că am văzut că cei din domeniul Horeca au fost cei mai în ultima perioadă au fost cei mai afectați de această pandemie și am văzut că numai în anul 2020 au fost concedieri. 30% din personalul Horeca a fost concediat din cauza lipsei de activitate. Așadar, veștile bune vin pentru toți hotelierii, pentru toți cei care vor să meargă la munte, la mare, însă, așa cum spuneam, cele mai multe restricții vor fi ridicate începând cu data de 1 iunie.